Vrei cele mai noi jocuri? Intră pe Gamerland! Simplu! Mai vrei și transport gratuit? Bagă codul Quick la secțiunea de observații! Simplu! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un episod din care era cu CM Punk în UFC 2. Hai să vedem ce meci aveam noi astăzi. Că nu mai țin minte. Oh da, cu Camilo, femeia aia, nu știu, cine ăla sau aia sau transsexual, nu știu ce dracu. Oricum, show l-a bătut pe Cardozo. Da, bă, Shin versus CM Punk, așa că hai să mergem. Trebuie să urcăm în undercard și să ajungem acolo în main event, mă, spre titlu, că acolo-s bani mulți și aur. Super, ce vrei mai mult? Că însurat e Punk, adică femei nu cred că-i trebuie. E posibil că ăsta să aibă un reach mai bun decât al meu. Pare înalt. Pare genul ăla de luptător înalt. Ia să vedem. Are 28 de ani, 10 ani diferență. Și reach-ul meu este mult mai bun. Ca de fiecare dată. Părea mai înalt, mă, în poza aia. Uite că nu e atât de înalt. Hai să vedem noi ce poate. Hai, mă, să-l salutăm. Să o salutăm. Nu știu ce dracu. Oh, direct. Picior în gură. Ultimul meci a fost foarte dificil, însă cele de dinainte au fost extrem de ușoare. Ok. O, da, l-am prins bine. Hai băiete, hai să ne întrecem în pumn. Stai, că ăsta e de la de joacă la corp. Aolo. Trebuie să am grijă să nu mi-o dea la ficat. Oh, stai așa că știi să dea și sus la căpă. Mi-am băgat și niște mișcări noi, oameni buni. Uite, pe asta, pac! Ce frumos, am băgat mai multe, de fapt. Nu numai pe asta. Nici mai știu exact pe ce combinație le-am băgat. Am consumat toate punctele pe care le aveam și mi-am făcut niște upgrade-uri pe aici pe acolo. Ar trebui să fiu mai bun, să am stamina mai mare. Acum unele lovituri consumă mult mai puțină stamina. Ok, mi-a dat asta damage și pe cap, și pe corp, și pe picior. Ce frumos, nu? Meciul ăsta va fi mai lung decât credeam că o să fie. Inițial! Frumos lovitura asta, nu? E de capoeira sau? Cred că da. Ok, dar consumă foarte multă energie, pumn acolo bun. Mi-a prins și el mare lovitură, stai așa, clinch, vrei clinch tu este? Over under. Nu, a intrat în tie clinch-ul vieții. Fac și mă tot trage pe aici, dă-te dracu. Ok, over under. Trebuie să intru eu în control, că am învățat să dau și eu cu genunchiul într-un final. Dar îmi trebuie să ajung în tie. Ok, super, gata. S-ar putea să termin meciul aici, fiți atenți numai. Pac în gură. Pac, no, a blocat-o. Dă-i în gură, dă-i, gata. Așa. E foarte periculoasă lovitura asta. Dacă aș mai putea să mai ajung o dată acolo, ce bine ar fi. Nu m-a prins el pe mine. Nu. Nu da la corp. Holy shit. Nu m-a prins. Fuck. Pang, ridică-te. S-a întors împotriva mea, însă până la urmă reușesc cumva. Hai de ca, trebuie să fac KO, altfel nu știu dacă o să mai pot câștiga meciul ăsta. Vai, ce bine mi-a dat-o. S-a întors împotriva mea. Bun, l-am prins aici. Ok, întoarce-te dacă tu vrei în poziția asta, dacă ești tu sigur că vrei, dar ține garda al dracu' el să fie. Hai, Punk. Poziții sexuale aici. Oh, da, l-am prins! Ține garda acolo cu greu. Mult sânge în acest match. Dă-i, Punk! Sparge-i garda, dă-l dracu, bun! L-am prins și încă... Bă, tu rezistă incredibil. E plin de sânge omul. L-am prins bine cu genunchiul atunci și cred că asta a fost. Nu știu dacă mai poate. Nu știu dacă mai poate continua și asta a fost. Asta a fost, genunchiul ăla totuși și-a făcut efectul, mă, acolo. Când l-am prins în clinch-ul acela. Pac! CM Punk! Aleta, cel mai bun din lume, mă. Cel mai bun din lume. A, uite cum cresc fanii, 84.000 aici de fani și career damage-ul abia a crescut, deși mi-au luat mare lovitură în nas. 1000 de EP-uri. Putem cumpăra pentru episodul viitor, de ce nu, niște mișcări noi, ceea ce e grozav. E timpul pentru un nou oponent, pe cine să ne alegem noi? Unul dintre ăștia doi, pe cine? Pe Patterson sau pe Vung? Vung ăsta, ce dracu țară ești, mă, ce nume ăsta? Kwok Vung sau Vong, mixed martial artist. Este bun la toate. Hai, mă, să jucăm cu el, mă, atunci, dacă e el bun la toate, e șmecheril. Da, din păcate, doar două antrenamente, a fost ceva problemă la sala unde mă antrenam eu și că a fost antrenorul ocupat și am avut doar două antrenamente, din păcate. Și n-am putut să ajung la chestia să mărească statusul, dar e ok. Hai să vedem, am urcat oare aici? O, am scăzut? De ce? Bă, cresc în popularitate și mă scadeți în undercard? Bă, de ce am făcut șeful? Ce oameni, bă, uitați-vă și voi la ei, mă. Locul 44 pentru ăsta, noi pe 46. Vong, hai mai Vong. Hai să vedem. Nici nu mai mă interesează Riciu, cred că ăsta e mai înalt. S-ar putea să fie un meci mai dificil. Avem cam aceeași înălțime, este puțin mai scund. Ok, hai să vedem. Băi, te pac! Oh, ce frumos! Noua noastră lovitură. Mi-am băgat și cotul ăsta, dar vreau să dau cu cotul în gură. Asta era. Bun! Coatele și genunchii sunt cele mai tari lovituri. Și bineînțeles chestiile astea de te învârți și de cu piciorul.
Și astea-s faine, spectaculoase. Ok, Punk. Holy shit, cum s-a lipit aia de tâmpla lui Wong. Haide, bă, călugăre, călugărul Shaolin, fii atent. Cum îl chema pe la Omi? Cum dracu-l chema? Hai că l-am prins bine, ăsta-i slab, mă. Trebuie să-l aleg pe celălalt. Sau? Holy shit. Așa am zis și despre ăla de mai devreme că e slab și ați văzut ce m-a pus la podea. Am scăpat cu greu de acolo. Ce frumos a blocat-o, bă. O, oh, da. Hai, băi, te vreau să-l fac KO cu cotul. O, oh, da, amețit. Dar nu mai ajung la el. Fuge. Ce fuge al dracu. Am amețit bine aici. Asta o să-mi dea puncte în caz că se ajunge la decizie. Dar nu cred. La cum decurge meciul, nu cred că se ajungă la decizie. Dar mi-a consumat o grămadă de energie, bă, meciul ăsta. Picioarele nu prea sunt de Punk. Și culmea, așa termina în wrestling. O, oh, da. Bă, ce fuge de mine, bă. A, rata s-a mișcat într-o parte al dracu. Oricu piciorul, oricu lovitura de cot vreau să-l omor. Aici să-l bag în spital pe Shaolin ăsta. Du-te, bă, la mănăstire, dă-te, dracu. Ok, hai să mergem clasic, dă-l, dracu. Că deja mă enervează tânărul Shaolin. Mamă, mi s-a dus energia pe... Wow, cum dracu de n-a picat, mă, după asta, serios? Cum de nu l-a amețit măcar? Bun, rundă câștigată total de mine, deci l-am distrus, mă. Picioare și coate în gură. Dar e rezi... Wow, ce dracu! Cum i-a făcut mâna? Wow, ușor, Punk. Te mai gliciui așa? Să creadă lumea că suntem hacker pe aici. Îl lasă seamănă cu Xavier Woods, bă. Arbitru. Mă, că n-are Page sub el. Sau nu pe el. O, da, bine. Holy shit! Du-te, Punk, du-te! Du-te, Punk, du-te! Du-te, mă, odată! Bă, nu mai am energie, bă, gați-a! E adoră când îl amețesc, însă... Tot nu vrea să cadă, ok, bun. Haide, încercăm cu asta. Încercăm să-l facem cu asta! Oh, tot nu cade, incredibil, Shaolin! Ce le dă, bă, la ăștia la mănăstire acolo? În munți. Bă, ce vă dă, mă? Ce mâncați, mă, voi acolo în Himalaya? Aaa, ce m-a prins! Dar nu m-a amețit, e bine. Am abuzat de lovitura de picior, mi-a consumat energie teribil. E greu acum, trebuie să-i prind o lovitură puternică, altfel nu știu, nu, cu o combinație, nu știu dacă mă mai pot bate cu energia pe care o am. Oh, ce evitat al dracu. Oh, no, 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 no. Oh, takedown, ce? Holy shit, ce genunchi! Dă-te dracu, ce genunchi mi-a dat! Nu, 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 tu nu mă bați mine, dă-te dracu, te-am distrus până acum. Și uite cum se întoarce soarta unui meci, bă. Incredibil, am dat get up, the fuck! Am dat bun, hai de capul meu. Asta a jucat foarte calculat. Trebuie să joc și mai inteligent de acum încolo. And again, and head kick. Ah, nu din nou, mă, dă-te, mă, dracu. Ah, nu, 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 ce picior în gură. Ah, ce picior, ce dracu e aia. Vreau și eu să dau așa. The fuck, de tare lovitura aia. Ok, asta că am fost runda lui, ce-i drept. N-am de ce să mint. Mai a fost, în prima rundă a fost runda mea. No, 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 no. Ține-te bine, mamă, și la cap. Bă, deci acum joacă ăsta, cât de tactic e, mă, tată. Și la corp, și la cap. Trebuie să am grijă la amândouă. Cum dracu fac asta? A, de-l prindeam aici, ce bine era. Eu încă o să continui cu asta, până-l dobor. Că altfel nu mai am ce să fac. Oh, da, e, uite, până acum, adică, gata, pa, ceau, jos, jos călugărule, jos călugărule. CM Punk, mă, CM Punk, mă, CM Punk. Ah, la tata, culcare. Go to sleep, băiete. Go to sleep. Shaolin-ul învins de CM Punk. Meci greu. Meci foarte greu. Mi l-am făcut eu greu, ce-i drept. Dar până la urmă, lovitura asta în spatele capului. A căzut în cap, mă, săracu. Cel mai spectaculos KO de până acum. Ia să vedem, 100.000 de fani, bă, asta înseamnă că o să-mi scadă acolo la career damage, ceea ce e grozav. Ok, cu cine mă voi lupta? Walker care are 78 overall, mamă. Ăsta este pe locul 39, ăsta e pe 41. Ăsta e kickboxer, e bun la stand-up. Și pare foarte periculos și are un overall mult mai mare decât al meu. Să ne batem cu el, să riscăm aici o primă înfrângere. Heavy hands, trebuie să am grijă la mâinile lui, pentru că e foarte periculos, se pare. Da, mergem către el, mă, ce avem de pierdut, mă?
meciul. Ia să vedem, urcăm aici, însă uite, uite, al treilea meci deja. E mult mai bine, avem ambianță frumoasă aici. Și urcăm, urcăm spre midcard, e bine. Walker, bă, ia uite-l pe Walker, este mai scund decât noi se pare. Putem urca până pe locul 39, ceea ce e destul de bine. Ia să vedem. Ăsta are 22 de ani, stamina mult mai bună, deci am reach-ul extrem de mare, 18 cm în plus. Hei, e bine. Însă cred că în altă parte ar ăsta mai mulți centimetri în plus decât Punk. Dacă e să credem miturile. O, oh, da, bun. Mamă, câtă energie mi-a luat, mă, din două lovituri, incredibil. Stai, mă, tu așa, mă, dă-te în pizda la maică-ta. Am văzut că ăsta nu este foarte bun la ground. Am putea să-l ducem, de ce nu, la podea. Este foarte bun la stand-up. Nu știu dacă se intră în jocul, este mult mai bun decât mine la stand-up. Și are pumnii foarte puternici. Trebuie să am grijă. Aolo, ratez absolut tot. Mamă. Ratez absolut tot la... la corp acolo. No, aolo, bă, chiar are pumnii puteri. Dă-te, bă, nici în halul ăsta, bă. Bă, serios, nici în halul ăsta. Ia, stai, mă, tu jos. No, aolo. Nici măcar nu pot să-i dau takedown. Ce frumoasă e viața. Am încercat takedown. Și tot nu pot să-l pun la... Mamă, ăsta. De ce m-am băgat în gura leului? Cel mai greu meci de până acum, clar. Tipul ăsta chiar știe, bă, băiete. Să lupte, nu glumă. Și el să mă pună la podea, logic. De ce să te aperi? E așa, Punk? Get up, get up, get up, că n-avem ce dracu să căutăm aici. Dacă îmi dă un pumn în gură, sac, am terminat. Bună lovitură. A fost rău. Bun, Punk. Bun, Punk, bravo. Bună lovitură. Hai că e bine, hai că e bine, am prins și noi, bă. Am prins și noi. Bă, stă bine defensiv. Foarte bun. O, oh, da, o, oh, da. O, oh, da, o, oh, da, o, oh, da, o, oh, da, oh, da, takedown. Hai la podea, că aici știu că dacă stiu în control e mult mai bine. O, oh, da, power up. Du, bun, bun, bun. Nu, tot el dă, ce dracu, mă. O, oh, l-am prins? L-am prins, serios? L-am prins. Ăsta e luptătorul vostru, mă. Ăsta e luptătorul vostru. Mă, ia, mă, și de aici. Ia-și din partea altă. Poate crăp. Ce? Hai, mă, serios. Nu pot să cred că... Oh, nu, nu, nu. Hai să nu lăsăm să ajungă el în avantaj. Tot se ține bine, se ține foarte bine side control, side control, bun, mă, ce? M-a întors? Nu cred că m-a întors, nu cred că m-a întors. Bă, parcă nu era bun, bă, la ground. Nu era bun la podea, nu? Ok, până la urmă, până la urmă, tot eu sunt. Sunt aici. Hai, băiete, dă-i una în gură, dă-i una în gură, e mort, nu? Incredibil, băi, și rezistent după ce care pumnii grei, mă. Nu ni s-a spus despre chestia asta. Ah, bun. Haide, hai Punk. Hai Punk, hai Punk, că poți. Hai că poți, băiete. Dracu să... No, o să cred. Power up. Incredibil, bă, incredibil cât rezistă. Cât pum să-i mai dau și se ridică până la urmă. Nu pot să cred. Bă, l-am dominat aici însă. Am câștig de cauză mare după asta. Dacă se ajunge la decizie. No. La podea. Hai, deodată, bă, termină repriza. 5 secunde. 5 secunde. Nu vreau să-mi dea asta pumn în gură. O să mă ducă la ceva submission. Bun. Foarte bine. Scăpăm. Cearcă la corp acum. Oh, lo. Aia prin fața nasului mi-a trecut. Head kick. Bun. Nu! Bă, da, nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Ridică-te, Punk. Ridică-te. Că ăsta are pumn de oțel. Tu-i familia lui. Punk, cum de nu m-am ridicat? Bă, m-a oprit, mă, nu cred. Sprawl. Nu știu dacă e poziție foarte bună în care stea afli asta, dar până la urmă ne ridicăm. Na, din nou, băi, frate, ce caută, mă? Ground-ul, backside, backside. Trebuie să-l întoarcem neapărat. Trebuie să, așa, Punk, așa, Punk. Back mount. Suntem aici în spatele lui și dăm în cap. Îi dăm în cap, în cap. Așa, așa, Punk. Dă-i, dă-i, Punky. Dă-i! Ah, e mort, e mort, gata, asta a fost, asta a fost. Nu, ce, nu, ăsta învie din morți, mă, ăsta e The Walking Dead, tată. Ăsta e direct The Walking Dead, mă. Nu se poate altfel. Da, asta a fost. Jur, jur că atâta, atâta aia a mers, gata, gata. Bă, nu mai reacționează, l-o mor. Ok, bun. Câștigăm cel mai greu meci de până acum ca adversar. Deși ăla de mai devreme a fost mai greu, sincer. A fost mult mai solicitant. Dar și ăsta a avut niște lovituri foarte bune. M-a pus și la podea de câteva ori. Odată printr-o lovitură, ceea ce nu-i prea frumos. Dar e ok, e ok, e ok. Punk.
greu meci, dar azi urcăm pe locul 39, dacă nu mă înșel. Până la următor la podea terminat, a fost aici, mi-am dat seama de la început, mă, că aici e de o pâine de mâncat, că nu e bun, nu e prea bun la ground, deși el a început să mă pună la podea, el a vrut. I-am jucat jocul și l-am bătut, superb. Ia să vedem ce oferte avem, bă, aolo, 87 overall, ce, deja am dat, aolo. N-o să mă pun cu din ăștia, bă, că e prea mult, 87 overall, serios? E enorm. Nu știu pe cine să iau, cred că o să-l iau pe ăsta de 81. E bun la lupte greco-romane, are la ground 90, dar e foarte slab la stand-up. Am putea să ne luptăm cu el, hai să vedem, 36 locul acestuia în clasament, mergem după el cum dracu. Data viitoare, cam atât însă pentru episodul de astăzi, eu am fost Quick, să aveți o zi mirobolantă! Ciao, les!